care puterile relevante din SER. Aici puteți, dacă vreți să desfăcați de detaliu, vă scrie la lucrul acela. Am pus și un QR cod, dacă s-a dat pe direct. Dacă poate să-mi spune cineva ce nu e în regulă, ce ați face voi diferit la OBL-ul acela video, cum l-ați face diferit, care are o problemă, eu consider, ce ați face diferit la acel OBL. Deci, eu nu acesta. Ce este acesta? Paragos și faptul este zis. Bun, paragos, e corect. În general, e recomandat când oamenii și-au recomandat. Haine, da. Și pun haine minus damă și drog, ca să fie clar în două cuvinte. Problema e că acea cratmă face OBL-ul să fie mai greu de, dacă vrei să intri în niște cuiva, să-i spui ce site ai, să-i spui pe site ul sau nu știu ce. Și aici, acel OBL ar fi fost mai bine dacă ar fost doar 15 puncte. Deci m-am gândit ulterior la asta și n-am modificat, dar ca idee, zice că întâmplat vă rezi ales un OBL, încerca să fie cât mai simplu și evitați că trebuie poți fi orice mai complicat, mai atletic în ea. Nu o să mă învăț în prezentare, dar să fac ce să. O să vă dau niște idei. Dar, în principiu, o să ne axăm pe niște aspecte generale ale cum se face SEO și ce propun este să mă creez așa niște insight-uri și să vă dau niște idei despre cum se face SEO. Am fost că eu înregistrez acum și o să pun pe YouTube la un moment dat, ca să știu. Poate să-mi spună cineva ce este SEO? Search Engine Optimization. Bun, și ce constă? Lucrurile care ajută ca conținutul tău să apară pe Google. Da, foarte bine. Ok. Ideea e așa. SEO era trecut cum îți faci site-ul, cum am spus domnișoara, cum îți faci site-ul. Acum îmi dau seama că nu m-am prezentat pe la site-ul cu Bitly, vrea să mă prezint, dar o să, după ce scriu, zic asta, o să mă și prezint. În trecut, SEO a costat doar în, hai să fac un site, hai să fac cât mai bine. După aceea, Google a venit și când a apărut Google pe piață, a introdus un algoritm care se cheamă PageRank. Interiorul l-au afinat, dar și astăzi, partea pe care vedeți în prezentare cu link building, obținerea de link-uri, este în continuare un aspect important. Și în principiu, SEO, multă vreme, a costat doar în asta. Să-ți faci un site și să obții link-uri către site-ul tău. În prezent, SEO a devenit mai complex. Adică poți să faci, dacă vrei, să faci SEO doar link building, poți să faci doar link building, poți să faci, dacă vrei, doar on page. Eu m-am specializat mai degrabă în acest aspect. Dar dacă vrei să faci SEO, deci ce are nevoie din partea unui SEO sau unei echipe de SEO sau unui grup de persoane care fac SEO, include și alte aspecte. Partea de brand despre care s-a vorbit în prezentarea anterioară, partea de produs. Deci, sunt niște aspecte, trebuie să știi să scrii inclusiv niște texte, să știi să scrii texte bine. Să știi niște principii de marketing, să știi o parte din strategie. De la numele domeniului, cum îți alegi domeniul, la cum te poziționezi. Adică, SEO nu mai e strict, ok, facem un site, facem toată strategia de marketing pentru el și la un moment dat apare și SEO și rezolvă lucrurile. Nu, în opinia mea, SEO a urcat din ce în ce mai mult și poți să faci SEO, să-l tratezi ca o anexă în ultima parte, dar optim ar fi să-l pui mai pe la început. Și acum să vă zic un pic despre mine. Fac SEO din 2006. Am făcut relații cu amici internaționale. Doamna Mureșan de mai devreme a făcut finanțe. După ce am făcut ei, am făcut comunicare și relații cu ce master. Ceva la aia cum a sunat. După aceea am mai făcut, sunt acum la al treilea masterat, am făcut două masterate pe IT, este al treilea. Ați mai complicat. Am făcut comunicare și relații cu ce vreau masterat, am făcut un master pe IT și acum sunt la al treilea, adică al doilea master pe IT, că e totul logic, acum am făcut mult mai bine, la firma mai răsă. Cum, cine, o să dau mai un slide următor, să vă zic niște soluții pe care le văd eu, ca să învățați SEO cât mai bine. Dar care dintre voi ar fi varianta optimă de a învăța SEO? Cine poate să-mi spună? Cum vedeți voi că ar trebui să înveți SEO cel mai bine? Eu o să vă zic răspunsul, dar nu mă spun mai serios, dar dacă nu poate să-mi crește.
Bun. Ok, ai combinat două răspunsuri, ok. Da, deci cea mai importantă acțiune pare partea de aplicare. Adică, se pornește la o problemă concretă. Dacă de asta și prezentarea mea am încercat să nu vă zic niște principii generale din SEO, ci să vă dau cumva niște... Am încercat să nu vă spun niște tehnici speciale din SEO, ci să vă zic niște principii. Dar dacă în urma prezentării mele nu vreți să aplicați ceva concret, foarte probabil la un moment dat de scripta. Vă arătăm așa o chestie vară. Deci, în opinia mea, cea mai bună metodă de a învăța SEO este să vă lovesc de ceva concret. Vă faceți un proiect propriu, într-un ONG în care faceți parte, vă duceți, uite, vreau să propun să facem chestia asta. Și încerci să ajungi acel ONG, poate de SEO sau ceva de genul ăsta. Dacă poți să găsești un internship gratuit sau plătit, e o variantă mai bună. Dar, principal aspect, să vă lovesc de o problemă concretă. După aceea urmează cursuri, două, cărți, nu știu ce. Legat de conferințe, eu am organizat lumea SEO pe PC, o serie de evenimente pe SEO și pe PC. Aveți acolo o parte de jos un link în care găsim mai multe evenimente din care puteți învăța. Dar eu nu consider neapărat că am participat la un astfel de evenimente, aceea să faci SEO, ci în special de partea de networking și îți deschid așa niște idei. Dar principalul lucru, tot timpul lumea trebuie să răspund, să fie aplicat, cum a spus colega, pe partea de aplicarea lucrurilor. Asta l-a spus și pe răspunsul, ce se citește în SEO. Ideea e în SEO în felul următor. Lucrurile au tot evoluat. A existat o vreme înainte de Google. Google a schimbat periodic tot felul de reguli. Apare constant lucruri noi și la un moment dat trebuie să te adaptezi. Problema e că dacă tu vrei să-ți demonstrezi că un anumit, zice cineva ceva, și dacă, în principiu, și tu nu ești sigur că are dreptate sau nu are dreptate, dacă tu vrei să-ți demonstrezi acea persoană are dreptate, există o mare probabilitate că vei găsi niște resurse în online care să susțină că acea persoană are dreptate. Dar dacă vrei să găsești că acea persoană nu are dreptate, vei găsi și alte resurse care să susțină că acea persoană nu are dreptate. Atunci vin într-o balanță din asta în care nu mai știi ce e bine și ce e rău. Și e foarte riscant să te apuci să înveți și să nu ai niște surse de încredere. Am dat acolo un articol cu niște surse pe care consider de încredere. Dar în principiu, un mare risc, am învățat SEO singur, este fără nicio bază, este că trebuie să-ți aplici un bun simț și să ai o mică experiență și să știi să filtrezi informații. Bun. Vă zic acum, asta e o chestie... Am intrat aici în partea de tehnice. Am zis că nu o să vorbesc despre tehnici, asta e o parte de tehnică, dar nu o să vă zic cum să faceți efectiv, ci o să doar să vă încerc să vă arăt un principiu general care, când ai de optimizat un site, întreabă cineva cum optimizezi meta titlul, H1, meta descriptiv, meta keywords, urele conținut. Nu o să vă spun cum să faceți asta acum, dar o să încerc să vă spun care ar fi cele mai importante dintre ele, conform opiniei mele. Când cauți ceva la Google, Google îți arată un rezultat în care scrie titlu, o scurtă descriere, URL. În opinia mea și a altora, meta-titlu, acel titlu care apare în Google, primul rând după al vostru, este cel mai important element on page. Meta-descrierea, care e un text de aproximativ 160 de caractere, nu contează, adică nu te poziționează mai sus sau mai jos Google în funcție de cât de bine îți scrii, ci dacă reușești să scrii mai bine, vei atrage mai multe click-uri. URL-ul este link-ul către o anumită pagină, către site-ul vostru, către ceva. Și există o tendință ca oamenii să spună, o să abuziți asta, doar dacă ai un URL gen www.site.ro/pagina și aici ar pui un semn întrebări, zici parametru 1 egal cu ceva, parametru 2 egal ceva, ăsta e un URL prost. Iar în opinia mea, din ce am citit, Google zice așa. Nu e ok să ai un URL care are parametri, semn de întrebare, semn de egal, să ai un URL care arată foarte urât. Nu e ok. Dar dacă sistemul tău de management al conținutului, cum îți gestionezi tu site-ul, asta îți permite să faci, poți să trăiești foarte bine cu acele URL. Adică nu este neapărat necesar să ai un URL de genul www.site.ro/pagina-mea. Ăsta ar fi un URL frumos. Versus www.site.ro/pagina-mea, semnul întrebării, parametru 1 egal cu ceva, parametru 2 egal ceva, parametru 3 egal ceva. Deci, ăsta e un mit, că trebuie neapărat să fie un URL scurt, în opinia mea.
Bun, H1. H1 înseamnă titlul din pagină. Când ai o pagină și are un titlu, titlul unui articol, titlul unui produs. Acela se cheamă H1. H1 acela este bine să scrieți un fond cât mai mare, dar nu este neapărat, era o vreme, dom'le, ai scris titlul paginii cu H cu fond mare, dar nu e specificat la Google de H1. În opinia mea e foarte puțin relevant acel lucru. Și vă mai zic un lucru pe care ar trebui să-l detaliez în prezentare, dar n-am făcut-o, despre meta keywords. Când întrebi cineva cum să fac SEO, principalul lucru care se spună, dom'le, trebuie să adăugăm niște meta keywords, care e un atribut care e undeva în spatele site-ului. Și al doilea lucru care se spună, avem un conținut, trebuie să-i punem alt tip de keywords, deci tot niște cuvinte cheie, trebuie să le băgăm în pagină. Și nu e corect. Ideal ar fi, ziceți-mi o nișă, ziceți-mi o industrie pe care ați vrea să aveți o poziționare mai mică. Trebuie. Bun, să zicem că ai un site gen, ai un site al unei pensiuni. Și vrei să pui niște cuvinte cheie. Homepage-ul îl vei optimiza pentru numele de pensiuni. Pensiunea cutare din Bușteni, să zicem. Dar fără aia e optimizare pensiune din Bușteni. Pentru asta vei optimiza pagina principală pentru termenul care e cel mai important pentru tine. Dar poate te interesează, nu știu, munți Bușteni, telecabină Bușteni. Am dat niște exemple, nu știu foarte bine nici efectivă, dar sunt niște termeni în plus față de pensiune Bușteni. Adică te interesează și pensiune de Bușteni și te interesează și altele. E, ce se înțelege de obicei prin meta keywords? De obicei e luăm homepage-ul și facem o listă așa. Câți ne interesează? Câți termeni interesează? 30. Păi și rămâne un 4 și noi am dat 30. Nu. Optim este să faci o pagină dedicată pentru fiecare din termenii care te interesează. Nu am vrut să-i detaliez acum, dar se cheamă să răspunzi la căutat, la intenția de căutare a unui vizitator. Adică, ok, homepage-ul răspunde la întrebarea pensiune Bușteni. Dar telecabină Bușteni este un termen relevant pentru homepage? Dacă răspunsul este nu, ok, hai să facem o pagină pe tema telecabina Bușteni. Bun. Ce ați alege între astea două? Bun. Toată lumea alege un articol bun, dar vă spun că, în practică, mulți oameni aleg pe varianta în care se merge pe mai multe articole slate. Și la un moment dat, dacă asta e tot ce poți să faci să scrii articole slate, scrii articole slate. E mai bine să scrii articole slate decât nimic. Dar dacă știi că, uite, eu scriu acum, cum se punește ce e așa? Avem de scris un articol pe săptămână, sau două pe lună, sau unul pe lună, sau unul la două luni. Nu contează cum e, doar trebuie să, articolul săptămână, trebuie să avem articol. Mult mai bine este să zici așa. Am ceva de transmis, am o idee de spus, am făcut eu un research și știu că asta e o nevoie pe piață și vreau să vă spun că trebuie să răspundem la întrebarea respectivă. Și atunci dacă pornești invers de la o nevoie sau de la ai cu ceva de transmis, există o probabilitate mai mare că vei găsi un articol mai bun. Și dacă tu știi, uite, spui un articol, dar hai să scriu că trebuie să spui un articol pe săptămână. Pe cât să faci asta, e mult mai bine să zici, ok, scriu un articol și documentez foarte bine, fac o cercetare, mă uit ce au scris alții. Mă uit ce cuvinte cheie ar trebui să includ în articolul respectiv. Încerc să răspund la toate întrebările pe care ar putea avea vizitatorii când intră la mine pe site. Încerc să fac site-ul să te miște mai repede ca să ai mai experiență plăcută. Și lucruri de genul ăsta. Deci, ok. Bun, v-am zis de meta de scriere. Așa este, în stânga, vedeți reclame de tip AdWords. Sunt reclame care apar când cauți ceva la Google, apar mai sus. În dreapta sunt, după acele reclame, sunt rezultate, se cheamă organice, rezultate naturale care nu se reclame plătite. Și ideea e că, dacă vă uitați în stânga, oamenii au depus un mare, mare efort să-și optimizeze textele respective. Aia nu se cheamă descriere, se cheamă texte pentru reclame, ceva genul ăsta. Și toate, absolut toate din lista respectivă sunt bine optimizate. Dar când se veți face un research pe aproape orice nișă, o să vedeți că în afară de marca care face asta foarte bine și încearcă să facă, de exemplu, un reclamă de AdWords, n-ai voie să pui emoticoane. La momentul de scriere ai. Și AdWords, ăsta, animal, pune emoticoane în momentul de scriere, pentru că acolo e permis. Un alt magazin online nu folosește aproape nimic. Încă el ești făcut de meta de scriere, cum sună? Ce să faci în meta de scriere? Pune-mă de scriere, că
Asta e titlul, așa se cheamă, meta-descriere. Nu. Ar trebui să le faceți cum faci de la EMAS sau cum se fac reclamă la EMAS. Deci dacă ai făcut o meta-descriere, încearcă să folosești cuvinte cheie în ideea în care le folosesc cei. Adică, hai să vă așa și aici este nu-mi place. Asta, consilierele achiziție. Două, trei cuvinte cel mult, apel la acțiune, se numește mă nu e un tip de, uite, calitate garantată. O să vorbesc despre cum se poate îmbunătățirea astfel de text. Dar în principiu să-mi zici de un motiv. De ce aș cumpăra de la tine? Pentru că ai calitate. Dacă vei putea zice ce înseamnă acest garantat, ar fi și mai bine. Deci, ok. Întrebare. Cine? Preț? Avantaje? Nu, stai. Deci este un telefon bun. Simt ceva, dacă este preț nu e nimic. Este telefonul potrivit pentru tine. Ok. Dacă nu mai zice niște păreri, o să vă zic și mă vorbim. La titlu putem spune, este ceea ce cauți. După care, la meta descriere am putea spune ultima generație. Foto de calitate, preț accesibil. Bun. Sugestia mea este să luați treptat și să zici. Dacă zici că e un telefon bun, de ce zici că e un telefon bun? S-au zis aici niște exemple care sunt, în opinia mea, deja am înțeles eu, în prima idee de mai zis. Adică zici că e bun pentru că e ieftin. Zici că e bun pentru că a fost lansat mai nou pe piață. Zici că e bun pentru că are performanță. Zici că e bun pentru că are caracteristici speciale. Deci zici, nu zici că e bun, zici de ce e bun. Și asta e o primă idee de a face textul mai bun. O altă idee ar fi, ok, în loc să zici, este un telefon ieftin, zici, este un telefon care costă doar 800 de lei. În loc să zici că e nou lansat, zici că e un telefon care e lansat în ultima lună. În loc să zici că e un telefon performant, zici că e un telefon care în test de recrutare a obținut nu știu ce scor. În loc să zici că are multe memorie, zici că are 6 GB de RAM, ok. Deci zici cumva despre caracteristicile respective. Apoi, un altă etapă și mai jos ar fi, și mai profund, ar fi să zici așa, e un telefon care e bun pentru că are multă memorie și memoria asta va face ca telefonul tot să se miște repede. E un telefon nou, pentru că a fost lansat bun, e un telefon bun pentru că e nou, pentru că a fost lansat în ultima lună și asta va face ca foarte probabil caracteristicile telefonului să fie de ultimă generație și Android-ul să se updateze ușor. Deci poți să zici avantajele care decurg din caracteristicile telefonului. Și la final, ultima chestie care e folosită foarte rar și care apoi cheia în engleză, e să zici ok, toate astea, cu ce te ajută pe tine? Cu ce te ajută cu un telefon mai rapid? Păi atunci când stai mult pe telefon, o să se miște pagina mai repede. O să ai un telefon performant, asta înseamnă că o să te poți juca mai mult pe el, mai bine pe el. O să ai un telefon lansat recent, asta înseamnă că nu o să ți agațe și o să ai tot timpul ultimele update-uri de Android, care o să-ți permită să ai un telefon sigur, care o să te facă pe tine să te simți nu știu cum. Deci, în ultima etapă, n-am dat foarte bine toate exemplele, în ultima etapă ajungi la cum te face să te simți? Te simți mai sigur pentru că ai ultima Android. Te simți mai fericit pentru că ai telefonul performant. Te simți mai, nu știu, mai încântat că ai mai mult mai buzunar că e telefonie. Întrebare. Bun. Și... Bun. Deci despre monitorizarea concurenței, mi se cere mult. Vine ceva la mine, domnule, hai să monitorizăm concurenții. Și opinia mea e că nu ar trebui să te acționezi atât de mult pe ce fac cei din nișa ta. Nu spun că n-ar trebui să urmărești de tot, deloc, dar eu aș încerca să urmăresc doar pe cei care chiar sunt relevanți și aș încerca să monitorizez concurența mai puțin decât... Adică nu mi se pare relevant. Ce aș încerca să urmăresc ar fi să îndeplinesc niște trenduri generale. Adică faptul că X e pe locul 2 pe piață, nu înseamnă că dacă eu o să limit și o să fac 100% cât o să pot ce face X, care a ajuns pe locul 2, o să mă aducă pe mine pe locul 3 sau 1. Nu. El a ajuns pe locul 2 dintr-un cumă de factori care cu siguranță nu o să-i poți copia. Și atunci, e mult mai bine ca încerc, în loc să-l copiezi pe 2, care cu siguranță face și niște greșeli pe care tu e posibil să nu le știi,
Mai bine încerc să imiți pe cineva care, de exemplu, EMAG, multă vreme urmărea pe Twitter doar contul de Twitter al Amazonului. Acum au urmăresc mai mulți, acum la recent să văd chestia asta. Urmăresc mai mult, au 200 sau 300 de oameni care au ajuns pe Twitter, dar primul cont, cel mai vechi, e contul Amazonului. Deci a rămas în urmare. Bun, tururi de SEO. Vă recomand să nu cumpărați un tur de SEO. Eu, dacă ar fi să investesc, aș investi în crearea de conținut. Tururi de SEO înseamnă să monitorizezi traficul, să vezi dacă site-ul tău se mișcă bine. Sunt unele gratuite și unele plătite. Chestia e că intri pe un site și au variantă demo. Dacă vrei varianta demo de la multe tururi, ești mult mai câștigat decât dacă plătești un singur tur. Pentru că în varianta demo îți oferă suficient de multe lucruri încât să rămurești dacă ai o problemă sau nu cu site. Și în general, nu ai nevoie, în opinia mea, să cumperi. Bine, aici vorbesc pentru o firmă până în 50 de angajați. Dacă ai o firmă peste 50 de angajați și ai business și nu știu ce. Am dat probabil că ai dori să ai un lucru care să se simplifice lucrurile. Dar, în general, pentru o firmă, să zicem, până în 50 de oameni, nu aș cumpăra cu budesc. Bun, să încerc care e principala problemă de pe slide-ul acesta. Așa. Ok, uita mai departe. E prea mult de discounturi. Asta e ok. Sunt oamenii. Îmi pare că se adresează doar copiilor. Aici am pus o postare, dar rulează. Ah, ok. Da. Doar e o slide de acolo. Nu, imagine, sunt de proastă calitate. Copiii au recupați. Eu vă recomand, o să vedeți asta pe foarte multe magazine online, slider. Deci dacă ce să-i zici după că nu folosești slider, că eu îți recomand să nu folosești slider. Deci eu o să zic că arată un site major, care e important, nu major, un site important, care nu folosește slider. Și ce să fac, nu o să găsești, cu majoritatea folosești. Dar eu vă recomand să nu folosești slider. Dacă vreodată îți ajunge să faci site-uri sau să gestionați un site și o relație cu o firmă care îi face site-uri, eu vă recomand să nu folosești slider. Vă recomand ca ce ați avea în 5 slide-uri succesive să puneți ca banner unul sub altul undeva sau să faceți bannerele să apare pe campajă, dar nu să faci click de 6 ori ca să vă cer 6 bannere. Sau, optim ar fi, să aveți pe prima pagină o singură poză, o imagine principală și un apel la acțiune și de desubt altceva. Ăla se cheamă Hero Image sau ceva ce asta. Bun. Pagina tranzacționale înseamnă așa. Pagină de servicii, pagină de produs, categorie de produs. Deci ceva pe care intri și cumperi. Non-tranzacționale sunt pagini statice ale unui site. Și acum, după homepage și să nu fie tranzacționale, care ar fi o pagină care considerați voi că ar fi importantă? Normal. Bun. Ideea e că sunt multe, am întâlnit de multe ori situația în care BAU pare, adică eu știu cine sunt, de ce ți-aș mai spune ție, nu pare așa, de ce să spun ție cine sunt. Și o chestie, în general, se bat pe pagina în multe sub pagini. Vă recomand să faceți o singură pagină, asta e mai puțin important, dar asta e recomandarea. O singură pagină, în opinia mea, oamenii prefer să facă scroll decât să facă click de 3 ori, dacă ai pagina împărțită în 3, și să pagina asta neapărat să existe. Se pare că e foarte important. Problema cu site-ul următor. Localitatea? Calitatea de acest lucru. Ai avut doresc să primești? Trebuie să primești din nume, e-mail și după aia mesajul. Pe cu site-ul în cealaltă. Ok. Bun. Eu zic că problema principală a acelui formular e că există. Eu vă recomand să nu folosiți formulare de contact ever. Există situația în care oamenii sunt atât de... Există posibilitatea ca o parte din vizitatorii voștri să n-aibă telefon, să n-aibă adresă de e-mail sau să... nu știu, să n-aibă mail-ul deschis și trebuie să se deschide ea cu mail-ul sau Gmail-ul ca să vă compune cu un e-mail. Dar aici nu țin foarte mult la slide-ul acesta, dar eu, în general, prefer să las doar adresa de e-mail și nu formular de contact, pentru că e mai greu psihologică decât orice altceva. Dacă lași un e-mail, ești obișnuit, cum am spus, primești și primești un răspuns. Din experiența anterioară cu formulare de contact, oamenii, unul, când le văd cu multe câmpuri, se gândesc, ok, o să-mi prezice la răspunsul ăsta, și
a doua experiență negativă e că scrii un formular, completezi și nu primești întotdeauna răspuns. Pentru că la e-mail e mult mai probabilitatea să primești un răspuns. De asta vă recomand chestia asta. Dar optim ar fi să testați. Cât timp ar trebui să alocați? S-a plecat de un instrument, înseamnă subiect. Deci când vă vine un e-mail, are un subiect. Sunt mult mai multe opțiuni și poți să le introduci la secundă. Da. Ideea e în felul următor. Din experiența anterioară cu persoana care lucrează cu newsletter-ele, se acordă un mare, mare timp pentru a realiza newsletter-ul pe text, poze, conținut, tot ce vrei. Subiectul e newsletter februarie sau chestii de genul ăsta. Efortul de pe care îl ducea să scrii un rând, e mic, nu ți nu ți-am să scrii un rând. Dar impactul acelui e foarte mare. Dacă scrii un subject mai bun și atrăgător, vei convinge oamenii să facă chipul el. Dacă scrii un subject în care din vari motive nu performează bine, oamenii nici nu o să deschidă. Deci, tu lucrezi la poze, text și conținut și... care ce și ignori subject care determină dacă mailul respectiv va fi deschis sau nu. Bun. Ce mai este ce înseamnă? Da, spune. Nu zic de subiect, că trebuie să fie unul diferit. Poftim? Dacă de exemplu puneți un e-mail la e-mail, cum trebuie să fie să oferi și așa, dacă subiectul să fie diferit, să nu fie oferit specială, sau ce vei citea. De acord. Să fie, dat. Eu nu am neapărat de newsletter, dar am făcut anterior niște lucruri și v-am menționat asta ca un fapt divers. Nu știu cum arată un subiect care e ideal și cred că nu există și atunci să faci teste. Dar ca idee, din experiența mea, oamenii se chinuie foarte mult să pună un efort pe conținut și foarte puțin pe subject matter. Și am vrut să vă semnalez asta. Ce mai se înseamnă cât de ușor îți gestionezi conținutul. De genul, am un blog și pun eu titlul și conținut. Mai încerce? Pun eu titlul și conținut. Ăsta e un blog pe care l-am dat. Sau un site. Am un site și m-am pus să scriu despre noi și contact. Și sunt două variante mari pe care am obținut. Unul în care site-ul arată foarte bine, dar nu e ușor de gestionat. Și a doua variantă în care site-ul arată rău sau mai rău, dar e ușor de gestionat. Și întrebarea e cum ați, ce ați alege voi între cele două opțiuni. Deci că ar fi doar astea. Optim ar fi un site care arată frumos și ușor de gestionat. Dar zicem că n-ați avea decât aceste două opțiuni. Ce ați alege? Nu m-am speriat, nu mai cine nu asta, că greșeam. Un site arată urza e ușor de gestionat, pentru că poți să-l faci să arate frumos. Da. Da. Asta e varianta pe care aș merge și eu. E opțiunea mea. Mi se pare că oamenii depun un mare efort la un site arată bine și ulterior lasă, am întâlnit site neapărat cu ani sau chiar doar o anumită persoană să lucreze în el, în el care era foarte tehnică și dacă lipsea, era... Și era... Ce facem azi? Dăm site-ul, ok, să facem un proiect din asta. Eu aș merge pe o variantă cât mai simplu. Mai am doar două slide. Ca o recomandare, dacă veți crea vreodată un site, se leagă cu punctul anterior, să aveți și un blog și de blog se poate lega automat, când postați pe blog, se trimite automat în newsletter și social media de posta manual. Și ultima întrebare. Depinde. Da. Nu, asta e. Eu n-am aici un buton la care tastez. Am trei variante și sunt aleg, dar ăsta e pentru ce. Da. Ideea e așa. Dacă eu sunt deținătorul unei companii, am o firmă de 5 ani. Companie mai mare, dar o firmă de 5 ani sau de 10 ani. Există tendința avem niște texte, trebuie o putere să facă texte, o persoană puțin importantă, că oricine știe să scrie texte. E, o idee ar fi să scrieți chiar, să scrie chiar persoana care a întreprinut texte respective, pentru că își cunoaște business-ul cel mai bine. Se poate externaliza, dar persoana care a externalizat ar trebui să aibă o experiență în spate. Deci, eu n-aș pune să facă texte pe cineva care e o persoană, nici nu știe business-ul și nici nu e foarte competent în a scrie texte. Mi se pare un aspect foarte important să ai pe cineva care scrie texte să scrie de calitate. Și al doilea aspect, de fiecare dată când scrieți texte,
ce le și fiindă? Adică ce lipsește? Ce ar trebui să mai adaug? Ce... De ce e un aspect viitor? Trec puțin prin slide-urile astea, pe aici sunt cu credits. Și dacă aveți cu trebuie. Câte tu mai? Doi. Am două de rând. Da, uite, aia acolo, scrie acolo. Da. O să spun două puncte ce sunt. Eu nu recomandat să învățăm cum să fac, adică putem să învățăm și de pe libertă ce mai bine cum să facem SEO. De exemplu, pentru că eu cred că nu-l fac prea bine. Bun. În prezentarea mea, la un moment dat, un link de pe cât-ul-i-l-d. Deci unul din slide-uri are un link pe cât-ul-i-l-d. Și acolo e un, am dat mai multe resurse. Resursa care mi se pare cea mai ok pentru a învăța SEO, mi se pare site-ul moz.com. Moz. De la Mozilla, nu are nicio legătură, e doar moz.com. Și... Pe Moz scrie un tip, era o vreme care scria mai des și acum scrie mai rapid, numai în companie, se cheamă Red Fishkin, care și-a lăsat propria, și-a lansat propria companie, Spark Toro, și o să-l găsești, dacă intri pe blogul Moz, o să găsești un Red Fishkin și o să-l cauți pe Spark Toro. Și pe Spark Toro și-a luat toate articolele din alte părți și le-a pus pe toate spre Spark Toro. Și te recomand să citești Moz și Spark Toro. Mulțumesc. Mulțumesc.